Spre marginea Bacăului, apropiindu-te de combinatul de îngrășăminte chimice, te trezești dintr-o dată în altă lume. Nu s-a împrimăvărat de-a binelea, dar peisajul e foarte viu. Două vaci se hrănesc dintr-un stoc de lucernă, pe câmpul care se întinde de-a lungul străzii Cireșoaia pascoile, iar în curți, curcanii se înfoaie nervoși. Un vițel alb s-a oprit mirat să vadă chipuri străine. Stăpâna lui, Lucica Prisecaru, are o adevărată fermă de animale. Stăm la țară aici, chiar așa cum îl în buzunar, fără servici, fără nimic. Trebuie să mulgim o vacă, trebuie să un ou ușor la găini, trebuie să facem treabă. Ce să facem? Asta e situația. Câte vaci aveți? Două vaci și două vițele. Văd că aveți și curcani. Curcani, curși. Sămă la țară. Nu trebuie să avem o pasăre. Nu se poate, fără o pasăre nu se poate. Adevărată fermă e aici, la dumneavoastră. Hai, nu chiar fermă, noi. Vecinii Luciei Prisecaru au început să sape ogorul cu noaptea în cap. Vor semăna porumb ca să aibă făină pentru mămăliguță și grăunță pentru păsări, iar în grădina din spatele casei vor cultiva legume. Ce cultivați aici? Punem de toate, dar nu ne rămâne nimic. Aproape din cauza ciorilor, porumbul, în rest, îi locul nisipos, petriș, se usucă la un timp. Recolta. Nu-i posibilitate de apă, așa că scoatem din grădină la pompă, la udat, la mână, e foarte greu. Și cam nu ne... Nu rămâne mare lucru. Nu rămâne mare lucru. În grădina de lângă casă ce cultivați? Un pic de morcov, zarzavaturi și porumb, de toate, amestecate. Tot ce vă trebuie pentru toamnă? Tot ce ne trebuie. Ce zarzavaturi? Ce zarzavaturi? Punem de toate. Pentru jăl, morcov, legumii, ardei. La capătul orașului, lângă halda de fosfogips, îl descoperim pe Lucian Gogescu, fost angajat al fabricii de avioane, astăzi convertit în fermier. Aici, pe 3000 de metri pătrați, bărbatul are o vie și o grădină. Nu am serviciu, deocamdată trebuie să fac și eu ceva, că n-am să mă duc să umbru pe drumuri de aiurea și la 58 de ani a mei de acum nu se mai poate nimic altceva decât să muncesc și eu o leacă prin grădină. Un trai mai mult așa, agricultură de subexistență, că altceva nu se poate. În rest, copiii sunt mari la bloc, soția la copii, pensionată și ea. În rest... Ce ați cultivat în grădină? În grădină, începând cu zarzavaturile, am via mea, așa, zarzavaturi. Ce legume? Legume, roșii, ardei, castraveți, dovlecei, absolut tot, pătrunjel, salată, ridichi. A curățat via, mai trebuie doar să o lege. Grădina e împărțită în zone. Straturile de usturoi și arpacic, frumos aliniate, sunt vecine cu parcela pe care a semănat fasole pentru păstăi, apoi urmează roșiile, ardeii și mazărea. Pregătirea a început din toamna trecută, când a recoltat legumele și a selectat semințele. Îmi pun toate răsadurile mele din sămânța mea tot, nu cumpăr din oraș, mai ales cum a fost anul ăsta, problemele sunt mai scumpe, așa și... Și după aceea, toamna, când le recoltați, să le pregătiți pentru iarnă, faceți conserve? Bulion, zarzavat, conserve, copiii nu cumpără nimic.